Salutare și bine ați revenit pe canal. Astăzi vom începe un nou proiect. Nu știu dacă v-am arătat sau dacă ați văzut pe fundal mașina aceasta, dar o am de ceva timp. Și da, vă voi spune câte ceva despre ea. Este un Seat Ibiza din 2009 și vă voi spune și de ce o strig Ibiza, pentru că da, bineînțeles, după cum v-ați obișnuit din ultimele videoclipuri, noi cumpărăm câteva mașini care sunt puțin atinse, avariate, să spunem așa, și le vom face ușor ușor ca un puzzle. Pentru că YouTube, bineînțeles, eu sunt la început și nu mă plătește extraordinar și cu asta voi face videouri de calitate pentru voi, un conținut de calitate și plus voi vinde mașinile respective. Jobul de astăzi pe care îl am la Ibiza, și dacă vă întrebați, da, e un 1.4 benzină, motorul clasic fără turbo, vom scoate bordul. Am început deja să fac asta, dar nu vă panicați, vă voi arăta exact, vă voi exemplifica exact cum să faceți asta cu bordul dat afară. Aici, după cum puteți vedea, avem noua coajă de bord și vă voi arăta exact cum să dați afară. În primul și în primul rând vreți să începeți prin a scoate stâlpii. Nu stâlpii în mod general, dar căpăcelile astea, fațetele de la stâlpi. Aveți aici 1, 2, 3 clipsuri. Asta vine aici așa. Țac, țac. Se dă afară frumos. Pe urmă vom avea aici șuruburi. E mai mult mai ușor cu bordul afară, să vă exemplific. 1, 2 și 3. Probabil cu un torc 25 veți face toată această treabă. Diferă, mi se pare că un torc 20 și un torc de 25. Eu am folosit numai unul pentru că șuruburile nu erau super strânse. După cum puteți vedea, avem jur împrejur. Aici vine torpedoul și așa. Exact, și aici sunt. Ce rămâne de exemplificat? În găurica asta, așa, aici va veni airbag-ul nou și airbag-ul nou are două șuruburi mai mari prinse de un brachet de metal. O să vă arăt asta mai încolo după ce... nu, de fapt, e aici airbag-ul. Ia uitați, vedeți brachetul ăsta de metal? Suporții ăștia doi, unul aici și unul aici. Nu uitați să scoateți astea, pentru că eu am tras vreo jumate de oră de bord până m-am plictisit, iar după aceea am reușit să scop bordul. Trecând mai departe, sub consolă avem două șurubele care vă ajută să scoateți clima. Aveți aici așa două clipsuri la fel. Încercați să mergeți încet încet, pentru că toate chestiile astea sunt plastic și dacă vreți să le folosiți înapoi, veți avea probleme după aia. La radio aveți rama radioului, jur împrejur, se scoate ușor tot așa cu o șurubelniță sau cu ceva drept. Patru șuruburi, pac pac. Și încă două aici de desfăcut. Trecând mai departe, e aceeași poveste și în partea astălaltă. Tot așa scoateți rama stâlpului ea și aveți aici. Vă voi arăta șmecheria cu cum să scoateți chestiuța asta aici. Apăsați în jos, selectați prima fază și trageți în sus. Și așa iese chestiuța asta aici, fără probleme. După aia, jur împrejur veți avea clipsuri când scoateți vitezometru. Aveți 1, 2, 3 aici. Iese afară frumos. Astea două vor fi conectate și cu pânza respectivă care o aveți pusă pe volan. Sub volan, niște șurubele frumoase. Pac, 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 pac. Și cam ăsta este bordul nostru. Acum veți vedea cum îl voi scoate pe cel vechi și îl vom pune la loc pe cel nou. Și am uitat să precizez, pentru că eu am luat-o înainte. Aici veți avea o consolă și aveți șuruburi aici, unul pe partea cealaltă, unul. Respectiv, aici aveți două clipsuri, un șurubel aici. Și consola se împarte în două și vine ușor scosă, foarte ușor de scos afară. Nu am mai arătat asta pentru că
Nu am scos niciodată un board și simt nu că să mă fac de râs, dar dura extraordinar de mult să merg în paralel cu voi și am decis să-l scot singur și da, după aia să vă arăt rezultatul. Vă voi arăta exact aici ce am scos acum, dacă vă întâlniți cu aceeași problemă. Asta e mufa de la airbag-ul de la pasageri. Am încercat să o scot pe aici. Practic, chestiuța asta portocalie trebuie să o ridicați cu o șurubelniță. Dar încercați să o ridicați din partea cu firul. Băgați pe aici șurubelnița. O scoateți afară și după aia iese. Acum să vă iau puțin și la interior, să vedeți cum arată o izbița cu volan pe dreapta, fără bord. Da, despre ce spuneam. Și încă un sfat, să zicem așa, că nu se măsură să dau sfaturi, dar da, dacă mașina vă va fost izbită în față, și o să vă arăt, să vedeți că nu e un accident grav, dar au sărit airbag-urile. Va trebui să înlocuiți balamalele capotei. Și mulți dintre începători, exact ca și mine, se gândeau că trebuie să facem cumva să scoatem aripa și să scoatem balamalele. Dar de fapt trebuie să scoatem gemulețul ăsta. Și nu trebuie să spargeți nimica. Are 3 șuruburi. 1, 2, 3. Cred că sunt de 10. Și vă voi arăta și care e situația în partea asta la altă. Pentru că vom trebui să facem asta. Mașina asta a fost izbită în față. Vă voi arăta și unde. Ia uitați, balamaua aici. Și după cum se vede, e curbată spre stânga. A luat-o un pic hegeș. Și da, aici avem unul. Și două aici. Ideea de ce trebuie scos gemulețul ăla, pentru că aripa e ținută de un șurub în partea asta aici. Scoțând gemulețul avem acces la șurubul ăla, tragem puțin aripa și putem să desfacem șuruburile astea două, că unul e sub aripa aici, unul e exact. Să vă arăt și de ce se spune izbița și să vedeți că nu e grav accidentul, cum se unii cu car verticalul lor și toate alea se sperie enorm. După cum puteți vedea, asta este capota, nu știu dacă se poate face. Dar aici a fost impactul, practic. Farul, bara nu are nicio problemă, practic e zgâriată, după cum pare a mai fost revopsită, dar farul a luat impactul și capota aici. Asta nu știu dacă se mai poate face, dacă s-ar face e ok, dacă nu, așteptăm până găsim un loc. Uita și bestia de sub capotă, 1.4. 1.4 chelios. Uite, e și ecou aici. Da. Apa stă bine, deci mașina a fost îngrijită relativ kilometri puțin, să spunem așa. 72.000 de mile. Exact în kilometri, nu știu să spun. Mă uitam în bord, în care port, că am scos bord. Da. Dar cred că e undeva la 150.000 sau sub. Nu mai țin minte exact. Dacă am bordul în față, fac conversia ușor, că mă uit în vitezometru. Tot ce mai am nevoie este practic far nou, suportul, balamalele le-am deja.
Deci astăzi, înainte să montez bordul nou, voi da și balamalele jos, să le schimb. Și cam da. Deci acum ar trebui să dăm balamalele jos. Și cam așa arată și fără gemuleț. Ăsta cred că e de 13 mm. Dar vreau să rectific, astea sunt de 8 mm. Și sunt norocos că am avut un spanner ok fixă, că altfel nu aveam cum să le dau jos. Da, după cum vă spuneam, vom desface asta, vom trage puțin aripa și vom desface balamalele de aici. Ca să ai acces mai ușor la șurubelul ăsta de aici, toate sunt de 13, practic ai șurub de 13, poți să folosești și torc, dar nu ăla de care dai din cur, torc mă refer la unele T-uri și la fel și piulița, tot de 13 este. Piulițe la capotă, șuruburi aici. Am scos ăsta de 10 de aici, frumușel, am tras puțin și acum îi dăm la revedere la asta. După cum puteți vedea, da, aici e Opel-ul, încă îl mai am, Corsa. Ia uitați puțin ce s-a mutat asta înspre stânga. S-a mutat din cauza impactului spre stânga tare. Și la fel e și cealaltă înspre stânga și practic toată capota e spre stânga. Luăm asta veche, o dăm jos frumușel. Avem altele noi, adică noi, vorba vine, second noi. Da, să vedem aici. Ia uite. E frumoasă, e dreaptă. Dacă o desfacem, e dreaptă, da? Frumușel. Și presupun că asta este pe partea asta, dacă nu mă înșel. Și nu mă înșel. Da. Asta e aici, frumos introdusă la loc. Îi dăm șuruburile. Și eu nu le voi strânge pentru că nu am capota cea nouă. Dar presupun că se vor face mici ajustări și din asta aici, și din șuruburile astea, și din șuruburile astea două, pentru a, da, pentru a o alinia foarte, foarte, foarte bine. Nu voi filma asta, dar cred că v-ați prins. Nu, acum le punem înapoi. Repetăm procesul și în partea aia și după aia punem gemulețele astea înapoi. Am mai terminat încă un job. După cum vedeți, vedea, astea s-au transformat în negre. Am pus înapoi și aripa. 10 mm aici fixat. Două șuruburi de 13 jos și două piulițe de 13 sus. Încă un sfat micuț, dar să zicem, ipotetic, pentru că dacă veți avea un accident în față, în partea din față, iar aceste balamale vor fi strâmbe, cu siguranță și capota va fi strâmbă, dar de dragul exemplului să spunem că virgulă capota este în regulă. După cum puteți vedea, dacă aș da asta jos, în jurul ei sunt urme perfecte de balamala care a fost înainte ei, precedenta balamala. Deci puteți pune capota exact ca un șablon vine, fixată după vechile balamale. Bineînțeles, cred că vor mai fi puține ajustări pe urmă, dar și aici puteți vedea exact același exemplu. Vedeți urmele astea de praf? Exact au conturul balamalei. Acum să punem și gemulețele astea înapoi și urmează să asamblăm bordul. Când schimbați bordul și airbag-urile, trebuie să schimbați și modulul. După cum puteți vedea, răcia asta, ca un black box arată, se găsește sub bord, în dreptul schimbătorului, exact aici. Și aveți 3 șuruburi de 10 mm, foarte greu accesibile, îți mănâncă viața, practic două pe partea asta și unul pe partea aia, exact cum se vede și aici. Două sus și una așa. Și mai aveți o traversă de asta de plastic în partea asta aici, care o scoateți finuț. Și ce vreau să vă spun, dacă nu vreți eroare sau dacă nu vreți să codați vechiul, că asta ce am auzit că se pot coda inclusiv la golfurile din perioada respectivă 2010-2009,
inclusiv Skoda, Volkswagen, Seat-uri, tot ce ține cu drăcile astea. Cât se pot coda pe modulul vechi. Eu am modulul nou, tot cu airbag-urile care au venit, deci bordul și modulul și airbag-urile sunt toate același tip, deci nu o să mă chinui deloc cu astea, așa că îl montez aici, pur și simplu vine aici, băgați mufa, că după aia vă chinui și cu mufa, după aia le puneți jos și strângeți șuruburile. Eram să aud despre treaba asta. Începem cu chestiuța asta mică. Tot știm ce face. O montăm ușor aici. Clipsurile n-aveți cum să vă înșelați cu ele. Vin perfect. Numai că trebuie să le montați încet, încet, pentru că sunt fragile și am să repet de 10.000 de ori. Așa. V-am arătat asta cum se scoate. Este o șmecherie mică care îți permite să scoți și să introduci. Apeși, învârți pe poziție și ea intră înapoi. Și după aia selectezi pur și simplu. Una e montată. Deci apeși, învârți pe prima poziție și tragi afară. Și la fel îl bagi. Și după aia selectezi. Una e gata. La casetofon 1, 2, 3, 4 am montat lateralele și în partea aia și la fel la airbag, am montat airbag-ul și urmează să șurubul magic aici, un șurub magic. Acum s-a așezat, bravo. Sus, în jos, nebun. Acum cred că ne urcăm pe volan și accesoriile, să vedem ce și cum, toate căblălaile strase. S-au montat și selectoarele, faza, semnalizarea, ștergătoarele. Asta se introduce pe țeava coloanei de direcție și ai doar un nimbus aici de strâns. Încă un pas terminat, am montat și chestiuțele astea aici. Volanul trebuie să aveți grijă să-l montați drept, eu l-am montat drept și are un singur șurub, o stea, îl montați, iar airbag-ul are un clips galben, băgați clipsul întâi, iar după aia îl presați pur și simplu, pentru că are două urechi pe margini care stau îndepărtate, iar când îl introduceți forțat, ele se declanșează și se duc înapoi la locul lor. Da. Să sperăm că va merge. Acum ne vom muta aici în partea asta la altă și mai avem și torpedoul și cam gata, am terminat. Ne montăm. Vom muta prima dată aeroterma, să zicem așa, controlul aerotermei. Are câteva cuple aici. Radio are mai puține cuple. Are roșu pentru căldură, albastru pentru aer condiționat și astea trei drăcii aici. Una unde? Unde e una? Da. Una aici și una aici. Astea sunt self-explanatorii, deci băgați toate astea și după aia îl presați în clipsurile de aici.
se pare că n-am mai vrut să filmeze telefonul, așa că, da, vă voi spune pe scurt. Am montat clima și aveți grijă, este un cablu cu un capăt roșu, să nu trageți de el, că dacă trageți de el veți întâmpina problema pe care am întâmpinat-o eu, și anume am smuls din interior tot firul. A trebuit să stau cu capul în jos și să-mi bag pe desubt acolo. Am fost norocos că am început pe partea asta la altă, de la volan încoace, că altfel eram distrus, trebuia să dau iară cum îi spune, torpedoul jos. Radioul, două mufe, foarte ușor. După aia e bun, puneți fața asta înapoi. Și acum să facem și următoarele retușuri. Punem toate chestiuțile astea înapoi și torpedoul în partea asta la alta. Conectăm lumina și gata și pentru ziua de astăzi. Aseară am terminat mare parte din bord, de fapt ce spun eu, mare parte, că e tot bordul gata. Cam așa arată și consola centrală, tot curățat frumos. Mișto că mașina asta are și auxiliar, are și priza aproape. 5 vitezuci mici. Mi-a mai rămas să pun stâlpul ăsta, dar m-am grăbit aseară și nu l-am mai pus, l-am lăsat așa atârnând. Că da, când rămâi fără lumină nu mai poți să filmezi și mulți dintre voi care fac videouri de genul știu care este treaba. Astăzi vom pune stâlpulețul ăsta înapoi și vă voi arăta cum să înlocuiți centura sau centurile. Asta e înțepenită în momentul când ai accident, se înțepenește. Are o mică încărcătură de exploziv ca și airbag-ul. Se declanșează și înțepenește centurile. Pe când astălaltă, teoretic ar trebui și astălaltă să fie țeapănă, ca a sări și airbag-ul la șofer, dar văd că asta nu are absolut nicio problemă. Și după cum puteți vedea, dacă trag de ea, înțepenește în gheață. Și să zicem că asta este planul pentru video ăsta și îl încheiem. Pe urmă am pregătit și alt videoclip. Dar da, hai să dăm gata videoclipul ăsta și da. Aici, după cum puteți vedea, v-am spus și mai înainte, avem 3 clipsuri în formă de romb. 1, 2, 3. Avem aici boxuța mică, tweeterul din fabrică. Iar aici vin găurile pentru asta. Asta aici, după cum puteți vedea, când îl scoți afară, vrei ca să îl ridici și să-l tragi în spate, ca să iasă frumos și elegant. După cum ați putut vedea în videoclipul trecut, geamurile sunt înapoi, geamulețele alea. În videoclipul trecut, în acest videoclip la început, dar la mine e a doua zi de când trag la videoclipul ăsta, așa că da, mă înțelegeți. Partea asta e deja montată, elegant, frumos. Da. Aici la fel nu e mare tehnologie, nu știu cât de bine mă auziți, dar sper să mă auziți destul de bine. Trebuie să scoatem ornamentul ăsta de plastic și avem câteva șuruburi, unul sus și unul jos, și practic scoatem centura și o punem pe cealaltă. Din câte am văzut, centurile noi sunt blocate și ele la rândul lor, dar nu sunt blocate pentru că încărcătura de explozibil pe care vă spuneam s-a declanșat. Nu sunt centurile rele. Atunci, în momentul în care le scoți și le rulezi total înăuntru, ele se blochează. Și vă voi arăta cum să le deblocați. Cel puțin așa este la Volkswagen. Și da, vom vedea asta pe parcurs. Dar acum să scoatem ornamentul de plastic de aici. Să vă arăt mai de aproape, exact același sistem cum ați văzut și la stâlpii A, adică acolo, unui tweeter mic, o clemă, două, trei, iar aceste prinderi vin pe acoperiș.
pe acoperiș, auzi pe plafon aici, sub plafon. Și clemele au rămas aici, prinse înăuntru. Hai, focusează, ia te-a înguițat. Una, două, trei. Frumos. Trebuie să scoatem și prăgulețul de aici. Și da. Dar întâi vor scoate clemele astea și le voi pune înapoi la locul lor. Înainte de a termina de scos toate șuruburile, vă voi arăta cu ce avem de-a face. Avem de-a face aici cu un torx, o steluță, cum vreți voi să-i spuneți, să focuseze și nenea aici. Asta vine în partea de sus a centurii. Avem unul jos în podea, care ține capătul centurii. Iar unul vom muta frumos partea de plastic a pragului din interior. Și mai avem aici, unde se prinde mecanismul de rulare a centurii și de blocare, bineînțeles. Încă ceva, veți avea nevoie să scoateți scaunele. Eu deja l-am avut scoase și împinse înspre spate pentru a-mi face loc atunci când am montat bordul. Ia ceva timp până focusează nenicul. Și cam așa arată vechea centură. După cum vă reamintiți, sau dacă nu vă reamintiți, o să vă reamintesc eu acum, știți că aveam același gen de pin și subbord pentru airbag-ul pasagerului. Aceeași chestiuță, băgați exact pe aici o șurubelniță cu cap drept, ridicați portocaliul în sus, bucățica asta portocalie, și va ieși cu ușurință. Și aici vine prins. La MOV aici. Deci toate chestiile astea la Volkswagen sunt colorate, viu colorate, ca să știi care e treaba și unde vin. Da, cam așa arată centura desfășurată toată. Iar aici vă voi arăta pe cea nouă. Aveți trei clipsulețe micuțe. Focusează. Unul aici, unul aici și unul aici. Pe partea asta nu puteți intra, e interzis, cum se spune, aici este încărcătura explozibilă, deci dacă aveți curajul să ciopărciți asta, nu e o indicație, deci nu, categoric, nu, aveți atenție scrisă în toate limbile, nu introduceți nimic aici, pentru că vă veți răni foarte grav. Deschidem aici frumușel. Și avem un pinuleț înăuntru care trebuie tras și tras și de centură în acel moment și se va desfășura centura în siguranță. Dar da, asta urmează să fie aruncată la gunoi sau cine știe. Ce poți să faci cu ea? Nu poți să faci nimic, nu cred că, sau cel puțin după experiență, impropriu spus. După câte știu eu, nu prea se mai pot face nimic cu ele. Așa că, da, o dăm la o parte frumos și o aducem pe cea nouă din portbagaj. A fost destul de greluț să filmez cu o mână, așa că am să vă spun pe scurt ceea ce am făcut aici. După cum puteți vedea, asta este centura nouă. După cum v-am spus, asta este căpăcelul unde nu aveți instrucțiunile alea de precauție. Ăsta vine pe deasupra și mai avem un căpăcel aici, tot așa, cu trei clemuțe mici și cu o bilă care permite relaxarea unor zimțuri aici pentru a putea trage centurica. La început am încercat să pun aici șurubelnița, dar nu a fost aici problema. Pur și simplu am scos și ăsta. Are trei clipsulețe micuțe, 1, 2, 3. Băgați ușurel șurubelnița și desfaceți ușor, ușor, nu vreți să le rupeți pentru că o centură de asta este scumpă. Ridicați această chestiuleț și vedeți aici, ăsta e mecanismul zimțat care vă oprește. Pur și simplu după aia am tras centurica și am rezolvat problema. Acum centura se desfășoară fără nicio problemă. Ușor, ușor, punem aceste lucrulețe înapoi, aplicăm forță, gentil,
și aici. Un pic de gălăgie că a trecut un camion de tractări. Nu sunt singurul care am acest fel de proiecte aici. Și după cum puteți vedea, centura se rulează singurică înapoi. Fraților, după cum puteți vedea, centura e la locul ei. Frumos. Înțepenește. Totul este sigur. Și ce ne mai rămâne de făcut în videoclipul de astăzi, dar probabil nu o să vă arăt, pentru că e plictisitor și toți știți să înșurubați șuruburi. Avem chestiile astea aici, tot niște torcuri. 1, 2, 3, 4 în față. Băgăm scaunele la loc și cu acestea fiind spuse, fraților, încheiem și videoclipul de astăzi. Da, ce pot să vă spun? Dacă v-a fost util acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share. Cine știe, poate aveți prieteni care se ocupă cu așa ceva și au întâmpinat unele dificultăți, așa că dați share la acest videoclip să vadă și ei ieșirea din problemuță. Așadar, fraților, până data viitoare, v-am salutat!